În numele Domnului Iisus deschidem momentele de rugăciune și școala de sabat cu imnul 9. Pasajul de meditat din dimineața aceasta l-am ales din Plângerile lui Ieremia 3 cu 21 la 25. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-ți voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai adus în casa Ta de rugăciune, ca să ne binecuvântezi pe fiecare, să ne pregătești pentru întâlnirea cu Tine. Dă-ne binecuvântarea Ta, Doamne, nu numai nouă, dar și celor dragi ai noștri, să aibă și ei parte de mântuirea Ta, de veșnicie împreună cu noi. Și toți care suntem aici, te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să treacă printre noi, să ne sfințească pentru pregătirea întâlnirii cu Tine. Binecuvântează-i, Doamne, pe toți care au venit și dă-ne binecuvântarea Ta pentru veșnicie. În numele Domnului Iisus, amin. Pacea Domnului? Îmi făceam griji că o să fie prea multă lume și o să am foarte mari emoții, dar văd că de fapt nu se trezește toată lumea.
O să încerc să nu vă plictisesc foarte mult cu momentele acestea de dimineață. Am să vă întreb câteva lucruri și anume, există cineva aici care s-a rugat la Dumnezeu și a primit răspuns? Da? Există cineva care s-a rugat aici la Dumnezeu și nu a primit răspuns? Există, da? Deci se poate să te rogi la Dumnezeu să nu primești răspuns. Sau să primești un răspuns care nu-ți convine, nu? Se poate. De cele mai multe ori noi oamenii facem o grămadă de greșeli și ca un copil neascultător, ați văzut cum fac copiii, fac tot felul de prostii, scriu pe pereți, sparg lucruri prin casă, se bat cu alți copii și după aia vin la noi, la părinți, și după aia o să ne zică, da, da, uite, tata, vreau și eu, nu știu ce jucărie. Păi, fii mai ascultător, nu? Asta înseamnă să crezi în Domnul, să fii ascultător, corect? Și noi de fiecare dată greșim. Facem greșeli față de semenii noștri. Îl bârfim pe Cutărescu, o bârfim pe Cutăreasca, vorbim de rău pe Cutărescu, pe Cutăreasca. Greșim, facem greșeli, nu? Pentru că suntem oameni. Și după aceea noi mergem la Dumnezeu și spunem, Doamne, uite, ajută-mă că am o problemă. Ajută-mă că nu pot să rezolv niște lucruri în viață. Nu? Se întâmplă așa? Și noi ne ducem și totuși avem tupeu, ca să spunem așa. Și mergem la Dumnezeu și îi cerem ca și cum ne este drept să cerem acest lucru. Pentru că noi vrem. Așa cum fac și copiii de Crăciun. Vorbesc de cei din tradiții. Să roagă, vorbesc cu părinții, uite, vorbește cu Moș Crăciun, trimite o scrisoare să-mi aducă și mie asta, asta, asta. Nu? Și păi da, da, dacă ești cu minte, o să-ți aducă. Și noi așa facem. Noi greșim, facem o grămadă de lucruri, după care mergem la Dumnezeu și spunem să ne ajute. Și noi o să zică, da, ai făcut aia și cu aia și acum vii la mine. Da? Mai ții minte când ai făcut lucrul ăla? Mai ții minte când ai vorbit urât? Mai ții minte când ai mințit? Mai ții minte când nu ai ascultat de mine? Și uite că o să vă spun o experiență de-a mea, pentru că eu nu credeam așa de mult cum cred unii oameni de la noi de aici din biserică, în puterea rugăciunii. Nu credeam așa mult. Până când am văzut că stăruința rugăciune face ca Dumnezeu să dea un răspuns. Și cu toate astea, chiar dacă stăruim în rugăciune, contează și motivul pentru care ne rugăm. Pentru că, nu știu, aș putea să mă rog că vreau, nu știu, bani mulți, avere. Și poate nu sunt după voia lui Dumnezeu, nu? Și noi putem să ne rugăm, toată viața să ne rugăm și tot să nu avem. Corect? Contează foarte mult ca lucruri care le cerem lui Dumnezeu să fie după voia lui. Și anume, vreau să vă povestesc o întâmplare din viața mea. Am trecut prin niște clipe teribile, nu vă imaginez că probleme de sănătate sau momente tragice de genul acesta. Eu sunt student la o facultate de arhitectură particulară și în anul 4 se strâng foarte multe restanțe, foarte multe greutăți și profesorii nu mai vor să te treacă, vor ca să te țină în același an ca să plătești cât mai mult în facultate. Lucru care n-am crezut că o să pot trece datorită unor profesori care erau foarte încăpățânați. Și eram convins că dacă mă rog la Dumnezeu, eram convins că nu o să mă treacă. Și cu toate astea, oamenii spuneau, bă, uite, să roagă foarte mulți oameni pentru tine, să roagă pentru chestia asta, să le mai inima și să schimbe. Pentru că au salvat, Dumnezeu a făcut mari minuni în vechime, au schimbat inimile regilor, au schimbat multe lucruri, a făcut. Am făcut să împietrească inima unor împărați, da? Deci Dumnezeu a făcut foarte multe minuni și tu crezi că nu o să poată să schimbe inima unor profesori? Și n-am crezut lucrul ăsta și cu toate că foarte mulți dintre prieteni și rude se rugau pentru mine și îmi spuneau, vezi că o să treci, vezi că o să treci. N-am crezut până când am trecut și am trecut la master, m-a așteptat Dumnezeu. Și mulțumesc pentru lucrul acesta și o să o mărturie. Deci eu vă spun că Dumnezeu face mari minuni. E un lucru extraordinar și cred că Dumnezeu poate să răspundă tuturor la rugăciune dacă este după voia Lui. Eu cred lucrul acesta, acum din toată inima cred lucrul acesta și
consider că dacă m-aș ruga pentru un lucru, sunt convins că Dumnezeu îmi va răspunde la un moment dat. De aceea, vreau ca să ne rugăm în această dimineață, rugăciuni scurte. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru încercările prin care trecem. Pentru că toate încercările prin care trecem sunt pentru călirea noastră. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate victoriile care le-am avut împotriva păcatului și împotriva celui rău. Și vrem ca să-L rugăm pe Dumnezeu pentru semenii noștri, să ne rugăm pentru ei, pentru oamenii care încă nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Și nu neapărat ca să-L aducem în Biserica Adventistă, ci ca să-L aducem la Iisus Hristos. Că asta contează cel mai mult. Omul va căuta apoi unde trebuie să meargă. Haideți să ne rugăm, rugăciuni scurte, vă rog. Fiecare să roage cât mai multe persoane sau, nu știu, 5-6 persoane, după care o să mă rog eu de la amvon. Să mulțumim din adâncul
mulți care nu am rostit rugăciuni, dar în inima noastră tu știi foarte bine ce gânduri avem și te rugăm să ne răspunzi la frământările noastre. Fi alături de cei dragi ai noștri, de le credință, de le putere, de le sănătate și ai grijă de noi în continuare să putem să vestim Evanghelia ta prin purtarea noastră. Îți mulțumim prin Domnul Iisus că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Veștile misionare din acest sabat se intitulează O carieră foarte satisfăcătoare. Sabatul acesta vom citi prima parte, iar sabatul următor partea a doua. Harry și Alex lucrau ca paznici în Malawi. Stăteau de vorbă deseori ca să scape de plictiseală. Într-o noapte, Alex i-a spus: "Am o idee. Noi am putea să câștigăm niște bani în plus." "Ce idee?" întrebă Harry, curios. "Am putea folosi armele într-o mică afacere," zise Alex. "Bogații au mai mult decât le trebuie, iar noi avem prea puțin. Am putea lua câte ceva de la ei ca să echilibrăm balanța." Harry a ezitat la început, dar în final a acceptat. Au spart locuința unei familii bogate și au furat bani și tot ce puteau duce. După câteva zile, au mai jefuit și alte locuințe. Însă, într-o noapte, au fost prinși. În timp ce se afla în închisoare, Harry și-a dat seama de gravitatea faptelor lui. Amândoi fuseseră condamnați la 8 ani de muncă silnică într-o închisoare de maximă securitate, dar au fost trimiși în centre de detenție diferite. Oricum, Harry era hotărât să evadeze. Avea imprimată pe cămașă perioada detenției. Într-o zi, a mituit un alt deținut să facă schimb de cămașă cu el pentru că avea o perioadă de detenție mai mică. Datorită cămășii noi, a primit de lucru în grădina închisorii unde nu era atât de bine păzit. A observat că, în fiecare după amiază, gardianul înarmat moțăia. Într-o zi, în timp ce gardianul căsca, Harry și-a aruncat sapa și a luat-o la fugă. Odată cu el, au luat-o la fugă și ceilalți deținuți. Gardienii au reușit să-i prindă pe toți, cu excepția lui Harry, care se ascunsese printre niște stânci. La lăsarea întunericului, au abandonat căutările și s-au întors în închisoare. Harry a ieșit din ascunzătoare și a scăpat neprins. Apoi și-a găsit un loc de muncă și, timp de 18 luni, și-a văzut de treabă și nu a mai intrat în conflict cu legea. Dar, într-o zi, când a ajuns în stația de autobuz, a fost prins de poliție și dus înapoi la închisoare. Acum, perioada de detenție se prelungise la 10 ani. Spre uimirea lui, în celula în care a fost repartizat, l-a găsit pe Alex, fostul lui prieten de hoții. "Hei, am o idee," i-a zis Alex după o vreme. "Ce idee mai ai?" îl întrebă Harry, amintindu-și de zilele de odinioară. Fiindcă zidurile închisorii erau din cârpici și erau acoperite cu un strat gros de ciment, cei doi s-au gândit să sape un mic culoar și să evadeze. În 3 zile, culoarul era gata. Au așteptat până când s-a făcut întuneric și apoi s-au strecurat afară. Era liniște deplină, dar în timp ce se cățărau pe zidul exterior, au fost observați de un gardian care a dat imediat alarma. Gardienii au pornit în urmărirea lor, dar ei erau deja departe. Ajunși la șosea, au oprit o mașină, l-au scos pe șofer în drum și i-au luat mașina. S-au dus în oraș și au vândut mașina piesă cu piesă. O persoană a devenit suspicioasă și i-a denunțat la poliție. Alex a scăpat, dar Harry a fost prins. De data aceasta a fost trimis într-un centru de detenție mic, în care putea fi urmărit îndeaproape. Restul povestii îl veți auzi săptămâna viitoare.
Pacea Domnului. Rezumatul școlii de sabat din data de 25 septembrie se intitulează Evanghelia în toată lumea. Domnul a ales în înțelepciunea sa să lucreze prin oameni pentru a-i da lumii vestea iertării și mântuirii. El a ales bărbați și femei, așa slabi cum sunt, să lucreze împreună cu Duhul Sfânt și cu îngerii pentru a duce Evanghelia la toate popoarele. Toți suntem implicați într-o mare luptă, iar dușmanul caută pe orice cale să pună piedici eforturilor misionare, atât în imediata noastră vecinătate, cât și în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii. Noi însă nu trebuie să ne descurajăm, întrucât făgăduințele lui Dumnezeu ne dau certitudinea că El își va împlini planurile pe pământ. Ce credeți, poate fi un păgân mântuit? Întrebare. Așa este, însă unii creștini sunt convinși că numai aceia care aud Evanghelia și o primesc pot fi mântuiți. Dar cuvântul spune că printre păgâni sunt oameni care se închină lui Dumnezeu fără să știe, oameni la care lumina nu este niciodată adusă de instrumente omenești, dar care nu vor peri. Deși nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul său vorbindu-le în natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor sunt dovada că Duhul Sfânt le-a atins inimile și sunt recunoscuți ca fiind copii ai lui Dumnezeu. Următoarea întrebare, care a fost intenția lui Dumnezeu de la Eden încoace cu poporul său? Ca toți oamenii să fie mântuiți. Intenția sa a fost să salveze omenirea de la ruina și moartea veșnică aduse de păcat. Planul lui Dumnezeu a fost încă de la început ca plinătatea și desăvârșirea lui să se reflecte asupra lumii prin biserica sa. Aceia pe care El i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată au datoria de a face cunoscută slava sa și în cele din urmă, prin biserică se va arăta chiar și înaintea domniilor și stăpânirilor, din locurile cerești, ultima și deplină manifestare a iubirii infinite a Dumnezeului nostru. Amin. Începând de sabatul acesta, începem un nou ciclu de lecțiuni care ne va vorbi despre Ieremia. Studiul de astăzi ne va descoperi care a fost chemarea lui și alături de Ieremia vom vedea și noi dacă Dumnezeu ne cunoaște sau nu și dacă El are un plan pentru noi. Să studiem împreună.